De o săptămână tot sapă arheologii la ieșirea din Ploiești pe raza comunei prahovene Aricești-Rahtivani, în locul unde urmează să fie ridicată o hală la aproape 2 metri adâncime. Ei au dat peste un schelet care, culmea, era foarte bine conservat. Aici am descoperit un mormânt cu o vechime de aproximativ 5.000 de ani. Este vorba despre un individ adult, probabil bărbat, după cum arată oasele, după cum puteți observa, este destul de robust. Este depus în poziție chircită pe partea dreaptă, genunchii au fost strânși, după cum puteți observa, mâinile la fel îndoite și aduse către față. Ce este foarte interesant la acest mormânt este inventarul funerar, care, din câte putem observa până acum, este compus din mai multe podoabe de cupru, lucru destul de rar. Rar în sensul în care colanul, numit de noi astăzi colier, este al doilea descoperit în țară, iar pandantivul este și el greu de întâlnit. O astfel de bijuterie a mai fost descoperită în Ploiești în anul 1942. În zona asta pare că avem un colan de cupru, un fel de colier făcut dintr-o bară, iar aici avem un pandantiv care este format din două spirale. În limbajul de specialitate îi se spune pandantiv de tip ochelari, așa îi spun arheologii, și mai are de asemenea alte tipuri de podoabe, perle, tubulare, și rămâne să mai vedem după ce mai ridicăm din oase, fiindcă e posibil să fie și sub humerus. Cu siguranță a fost cineva important, pentru că astfel de podoabe sunt foarte rare. Colanului și a pandantivului de tip ochelar este o combinație pentru prima dată, din ce cunosc eu din bibliografia de specialitate. Arată exact că avem de-a face cu un personaj foarte important în grupul lui. Foarte importantă și foarte spectaculoasă în același timp pentru mine ca arheolog. Tipul acesta de podoabe, mai ales colanul, e foarte, foarte rar. Într-un spațiu care începe de undeva de la Urali, la sudul Uralilor și până în câmpia ungară, sunt numai două piese de genul acesta găsite în astfel de morminte. Și ambele sunt găsite în această localitate. Mormântul avea în jurul lui și un fel de zid. Probabil este o reconstituire ipotetică a unui cort sau a unui... Practic aveau credințe legate de viața de după și amenajau defunctului o locuință și pentru viața de după moarte. În Prahova, arheologii au identificat 300 de tumuli, mai exact morminte care au fost făcute acum mii de ani. Numai 15 au fost verificate până acum și în toate s-au făcut descoperiri importante.